Ei, hey, bună, bună, dragii mei, astăzi am făcut o plăcintă, o prăjitură de mălai. Um, știți cum se face, prăjitură normală, 3 ouă. Bine, la această tavă i-am pus 4 ouă, 2 când de 250 de făină de mălai, 2 când de făină de albă, de greu, uh, o cană de zahăr, o cană de ulei, 3 ouă, 4 ouă, și praf de copt și un pic de sare. Prima dată batem um, ouale cu zahărul și pe urmă punem celelalte ingrediente. Deci este o prăjitură foarte sănătoasă, este o prăjitura, uh, foarte bună. Eu o să vă tai de aici un pic, am scos-o din cuptor încă e caldă. Uh, sper să pot să scot afară, pentru că e foarte, foarte caldă încă și vreau să vă arăt un pic cum mi-a ieșit plăcinta. Dar sper să pot să și din cuptor, pentru că încă e caldă, nu știu cât de bine am tăiat-o, ca să pot să și scot din cuptor și cum este marginea. O să iau o furculiță, ceva, să vedem, ca să pot să scot mai bine. O să vedeți, încerc să o scot. Să vedem dacă și reușesc. E prins un pic, probabil, marginea de tavă. Nu mi s-a tăiat cum trebuie. Sper să reușesc să pot să o scot. Da! Și am reușit, dragii mei, ia uitați aici. Asta este, doamne, foarte fragedă ieșit. Prăjitură de malai, E foarte, foarte bună, nu-i prea dulce. Bine, eu am lăsat-o la cuptor. Cuptorul meu este cam, cam nu știu, mai fierbinte, așa. Am lăsat-o la 160 de grade, 50 de minute, dar după mine, zic eu așa, 40 de minute este suficientă lăsată pentru că, să vă zic ceva, 40 de minute este suficientă pentru că mie mi s-a făcut coaja aia de dedesubt un pic, e prea prăjită, vedeți? Coja asta e un pic prea prăjită, e foarte faină. Coja asta e un pic prea prăjită și trebuia să o las poate 45 de minute la 160 cuptorul meu. Se lasă cam 50 de minute la 160 de grade. Eu la, 100, la 30 de minute, 40 de minute am controlat-o și am mai lăsat un pic, dar trebuia să o scot la 45 de minute, părerea mea. Pentru că este, este coaja un pic mai prăjită mai bine, dar este făcută foarte bine, este făcută foarte bine, o ador, este o prăjitură care se mănâncă uh, cu dulceață, cu tot ce vreți voi. Mm. Foarte bună! Foarte, foarte bună. Eu am făcut un tava mare. Am tăiat un pic mai, mai la grabă și este încă caldă. Dar vreau să o tai frumos dreaptă. Ca să pun frumos pe când vin fetele de la școală. Pentru că le place. Este foarte faină, foarte faină ieșit. Și un praf de cop, da, să nu uităm de praf de copt, da? Mm. Vă recomand cu mare, mare drag o prăjitură foarte faină, foarte moale, este super prăjitura, foarte, foarte fragilă și încă este caldă. Dacă se răcește, o să vedeți că este mai, mai ok. Eu am mâncat acum un pic caldă, pentru că mi-a fost foarte mare poftă. Eu o fac des, ori plăcintele din astea la rotunde de mici cu lingura, ori prăjitura la tavă. Este o, prăjit o prăjitură din malai este dulce, o puteți face să nu fie dulce, o puteți face și o folosiți în loc de pâine. Asta se face mânca cu spântână, cu gemuri, cu uh, tot ce vreți voi, cu o cană de lapte, este foarte, foarte bună. Eu vă recomand cu mare, mare drag și Doamne ajută, poftă bună și zi minunată să avem, Doamne ajută. Numai bine, ceau, ceau!